Sì, ciao. Ne aflăm în zona de start pentru calificările la Oslea. Am ajuns aici mai devreme prin urcarea prin pădure. Cred că am făcut undeva la 30-40 de minute până aici. Am fost un pic de întârziere până am instalat cronometru. Lumea s-a adunat, este pregătită și startul a început. În câteva momente o să coborâm și noi. Dacă ar trebui mirosul mai repede, că altfel ar trebui să se omul acolo cam jumătate de oră, nu se poate să se mirosul. Nu. Și eu când îi dau tare, ea pleacă, aici nu-i cazul, că este mult și nu știu ce. Eu pe bețele mele de tur am tot timpul niște rafie de aia care mi arată direcția bună. Și eu văd conul de avans, el se vede cursura, înțelegi? Mă și dau tare. Și direcția care urmez eu la un mer, eu nu trebuie să merg. La direct poziția care stau eu, am direcția mea. Dacă eu mă întorc invers, ea va merge invers. Și ea scanează, bagă stânga de alta, pendulează. Și când prinde pala de vânt, mirosul de unde iese, mirosul se duce gol, acolo se apucă și sapă. Am timp, bă, dacă intri, nu ajungeți acasă, vă uitați pe film, film de avalanșă în România, o să-i vedeți, nu știu, sunt 20 în țară, care fac 5, de fapt, o să fim 20. O să vedeți, o să vedeți cum merg și ceva, că acolo avem filmate câteva exerciții. Da. Finalizat partea de calificări de astăzi. Ne aflăm tot aici în Câmproșelu.
am fost la calificări de dimineață. Traseul este același ca și anul trecut, același traseu, dar condițiile, bineînțeles, au fost diferite. Anul acesta zăpada a fost diferită. Un strat de zăpadă mai mare, dar diferit, mai tare, mai cu gheață. Unele zone chiar bun, dar pe zona de concurs s-au format niște șanțuri destul de tari care au înghețat peste noapte și acolo a fost problematic. În rest a fost ok. Încă nu știu ce timp am scos, o să vedem astăzi rezultatele finale, dacă ne-am calificat sau nu pentru mâine. Chiar dacă nu o să mă calific pentru mâine, cred că o să vin la fel să urc până pe creastă, până pe creasta Oslea și să schimb de acolo, pe lângă zona de competiție. Asta dacă vremea ne va permite. Pentru mâine se anunță vânt foarte puternic, undeva la 80 de km la oră. Deci nu știm exact, astăzi încă nu am verificat prognoza, nu știm exact ce va fi pe mâine, dacă vom putea urca până sus sau nu. Astăzi vremea a fost bună, într-adevăr sus, la ieșire din pădure, da, spre creastă, vântul a fost puternic, dar pentru mâine se arată chiar și mai puternic. Pe ansamblu a fost foarte fain astăzi la calificări, multă lume, da, lumea s-a simțit bine. Și așteptăm să vedem rezultatele. După finalizarea traseului de calificare, am fost și la concursul Finding Pipes, am participat și la concurs cu salvarea din avalanșă. Și aici este un concurs organizat cu premii de către cei de la Maramont Sport. Și timpul pe care l-am scos astăzi la identificarea și salvarea victimelor pentru 3 victime, pe o zonă de 50 de metri pătrați, cred că, sau ceva mai mare, nu mai știu exact. A fost undeva la 4 minute și ceva, am scos, parcă. Mai sunt concurenți care trebuie să mai participe la acest concurs, vom vedea care vor fi și aici rezultatele finale. Și așteptăm ziua de mâine să vedem cum va fi. Baza este atmosferă foarte faină, se servește mâncare, băutură pentru participanți, este și muzică. Și vremea este plăcută de stat afară la socializare după calificări. Ne vedem pe mâine la cursa finală. Pa, pa, ceau! Bravo, Marcel, felicitări! Bravo! Sper să ne califici, sper să te califici pe mâine. Felicitări, bravo! 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 My body is the hot rod. 12 inches to a yard and have to sound like a retard. Big corner of a 6'2", wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? S-a anulat în această dimineață din cauza condițiilor nefavorabile, ploaie și vânt foarte puternic în creastă. Și suntem aici cu Marcel, omul nostru de bază, care s-a calificat pentru această cursă. Și să ne spună Marcel, cum a fost cum partea de calificări ieri? Partea de calificări am așteptat-o un an de zile. După invitația ta din anul trecut, pur și simplu am ajuns aici și m-a prins ca un drog concursul ăsta. Am intrat în competiție, m-am bucurat de rezultatele obținute, dar m-am ambiționat mai tare decât credeam că mă pot ambiționa. Și absolut tot anul, indiferent de sezon, primăvară, vară, toamnă și iarna aceasta, mintea n-am avut decât Oslea. Am făcut tot ce am putut ca să mă calific. Asta înseamnă că mi-am luat zile libere, am venit cu mai multe zile, cu 10 zile înainte de concurs, ca să am posibilitatea să mă dau pe traseu, pe fața de calificare, pe traseul de calificare, să mă antrenez, să mă obișnuiesc cu traseu. Și în
ziua de vineri, am reușit performanța locului 14 cu 1 minut 20 de secunde și nu mai știu câte sutim. Carmen. Da. În rest, ce să vă spun, aș fi dorit și eu să primesc un tricou de concurs astăzi, să particip în siguranță, să îi dau la deal cât de repede se poate și la vale să cobor fără să cad. Dar nu mă descurajez, abia aștept să vină următoarea ediție, am timp să mă antrenez mai mult și la anul să mă dau cu stil. Să mă calific din nou și dacă vremea ține cu noi, să urc și pe Oslea. Cam asta e. Mulțumim foarte mult, Marcel, îți dorim succes și felicitări pentru această calificare. Să ne vedem cu bine data viitoare la o nouă ediție și o nouă calificare. Felicitări! Pa, pa! Ciao!